Orion FM, vocea Dornei. Dragi prieteni, continuăm și astăzi să luăm pulsul dornenilor aflați în întreaga lume acum în vreme de pandemie. Iar dacă ieri am început cu zona roșie a Italiei, astăzi ne mutăm într-o altă țară care, deși se confruntă cu un număr mare de cazuri, a raportat până acum foarte puține decese. L-avem în legătură telefonică directă din regiunea Bayern, din Germania, pe Florin Țiganetea, un dornean foarte cunoscut, plecat de mai bine de 6 ani, pe care aș vrea să îl salut pentru început și să-i mulțumesc că a acceptat invitația noastră și să-l întreb cum se resimte acum pandemia în zona în care tu locuiești împreună cu familia ta, Florin. Salut, bine ai revenit la Orion! Bine te-am găsit, Doru. Bună ziua ție și ascultătorilor Radio Orion. S-a redus foarte, foarte mult munca și la noi. Am început să lucrăm cu un program redus. O zi, două lucrăm, o zi, două stăm acasă. A început greu și aici, cu toate că părea că nu, dar a început. Trebuie să le spunem celor care ne ascultă că tu ești șofer, iar Cristina lucrează în domeniul educației. La o școală, la școală, efectiv. Școlile sunt închise din data de 16 martie, complet, în zona Bayern vorbesc. S-au făcut totuși grupe de urgență, adică din copiii a căror părinți lucrează în prima linie. Doctori pe salvare, pompieri, fac temele prin mail. Până acum, dacă mergeam în fiecare zi, acum am început, de când s-au închis școlile, merge de 2 ori, de 3 ori pe săptămână, 4-5 ore, s-au împărțit toți profesorii, toți îngrijitorii care au grijă de copii. S-au împărțit orele și la ei, dar în fiecare zi există un program de 8 ore unde copiii care părinților nu sunt acasă sunt la școală îngrijiți și au grijă de ei. Și dacă școlile s-au închis în urmă cu 2 săptămâni, așa cum îmi spuneai, cum de la voi a fost foc continuu până astăzi? Da, chiar un lucru de mirare. BMW-ul, unde noi lucrăm pentru BMW, pentru firma de lucrăm foarte multe mari. Problema sunt a fost componente pe care cei de la BMW le folosesc în fabrică, nu? Exact. Și vin din Polonia, chiar din România, unele componente din Cehia, precum bine știm că s-au restrâns granițele. Este o problemă foarte mare. Problema este mai gravă de săptămâna asta, de când în Cehia, efectiv de joia trecută, în Cehia, cehii care vineau și lucrau aici, sunt foarte mulți care lucrează în zona Bayernului, undeva peste 5.000, toți care se întorc înapoi acasă au intrat în carantină. Deci ei fac naveta și atunci au plecat înapoi acasă, normal, nu? Ziua, dimineața au venit la muncă, la prânz când s-au întors înapoi, au intrat direct în carantină în Cehia, 14 zile. Aoleu, asta însemnând că Germania a rămas fără 5.000 de muncitori doar în zona Bayernului. Absolut incredibil. Știu că în zona în care tu locuiești, la 20 de kilometri de Regensburg, sunt foarte mulți români cu care tu ai legături. Cum resimt ei perioada asta? Pentru că probabil n-au fost chiar toți atât de norocoși ca tine să lucreze până, iată, la final de martie. Sunt convins că au fost unele domenii care și-au restrâns activitatea încă de la începutul acestei luni. Multe fabrici s-au închis, într-adevăr, unde lucrau destul de mulți români. Dar, precum ți-am spus, se mai lucrează cu programul redus, iar care stau acasă sunt asigurați de stat cu 60% din venit. Acel șomaj tehnic, cum e numit la noi. Exact, șomaj tehnic care de 60% persoanelor care nu au copii, 67% persoanelor cu copii. Deci diferă și în funcție de numărul de copii pe care îi are fiecare familie în întreținere. Spune-mi un pic ție de la servicii ce ți-au spus astăzi. O să lucrați în ture, 2 zile stai acasă, o să mai mergi următoarele 2 zile și tot așa. Cam până când prevăd ei că va dura situația asta? Da, chiar astăzi eu am fost și am avut o descărcare la cel mai mare depozit de BMW de aici din zona Bayernului, cred că și din Europa, este cel mai mare din câte știu eu. Au primit niște hârtii în care le-au spus că se va reduce personalul și se va lucra cu 10%, 15% din personal luna aprilie, mai și iunie. Nimeni nu știe cu exactitate cât, dar s-a îngroșat gluma și în Germania, vorbind așa. Există restricții de circulație pentru seniori, pentru cei mai bătrâni deja aflate în vigoare? Nu. Oamenii în vârstă nu ies la cumpărături. Stau doar, poate ies un mic procent, cei care nu au posibilități, dar sunt ajutați de familie, de prieteni, de vecini, plus
oameni desemnați din primăriile la care sunt arondații. Nimeni nu este lăsat la voia sorții. Angela Merkel a fost printre primii lideri europeni care s-a adresat poporului folosind terminologia de război. Suntem în război cu coronavirusul. Cum s-a resimțit treaba asta când vezi că un lider pe care toată Germania îl respectă iese în fața compatrioților și folosește un asemenea limbaj destul de dur? Cum se resimte treaba asta în rândul vostru, în rândul prietenilor și colegilor tăi nemți? Da, Doru, problema este că următorul, oamenii aici sunt foarte, foarte responsabili. Foarte, deci s-a stăiat de 3 săptămâni problema cu Italia când a început și s-a spus, stați acasă, vorbesc de oameni în vârstă. Oamenii care au mai lucrat cât s-a putut, în schimburi, restul stau acasă, nu pot să spun că este efectiv o panică, este o panică controlată cumva, dar lumea este conștiincioasă, deci stă în casă, sunt responsabil, nu ies la cumpărături de nebun pe străzi, nu e haos. De exemplu, eu ca să merg la servici, am primit de acum o săptămână o hârtie prin care îmi dă dreptul să pot să circul la servici. Doar atât, nu în alte scopuri. Dar poți să te plimbi pe stradă, în grupuri de 3, mai ales dacă faci parte, dar toți 3 trebuie să fie din casă, din familie, să locuiască în aceeași casă. Nu este foarte mare restricția, să zic, dar oamenii, dacă sunt foarte responsabili, știu că trebuie să stea în casă, stau în casă. La magazine nu se înghesuie. Cu toate că vreau să spun că au dispărut foarte multe produse. Trojdia. Hârtie igienică, săpunul lichid, mănușile de unică folosință, măștile. Dar se găsesc. Totuși, acum se găsesc. Problema este că și în farmacii s-a redus numărul. Nu-ți mai dă voie să cumperi 3 baxuri de hârtie, doar un bax de hârtie. În farmacie, chiar eu am fost și am luat niște paracetamol, am vrut să iau 2 cutii, pentru una pentru mine, una pentru vecina. Nu a vrut să-mi dea, a trebuit să fac hârtie, să mă pot duce cu hârtia la vecina, ea nu poate să iasă din casă, să se duce. Am înțeles. Spune-mi un pic, Florin, cum vedeți voi treaba asta care se întâmplă la Suceava? Municipiul, reședință de județ și comunele limitrofe au fost declarate zone de carantină. Poate intra și se poate ieși foarte greu din astea. Sunt restricții suplimentare și în restul județului. Cum ai perceput tu de la distanță, din Facebook, din social media, de la, probabil vă mai uitați și la canale românești, cum ați perceput voi toată situația asta care s-a întâmplat la Suceava? Da, părerea noastră, chiar am mai vorbit cu colegii, cred că târziu s-a luat măsura asta. Cred că foarte târziu s-a luat măsura asta. Trebuia luat în primele zile când s-a găsit la spitalul din Suceava, când au fost infestați doctorii ăia. Atunci trebuia închis absolut tot județul. Deci, părere de rău să spun asta. Trebuie să ne conformăm. N-avem. Stăm în casă. Închidem județul, închidem oraș, ca să nu dăm voie să răspândim gripa și boala asta. Cât crezi că va dura toată situația asta? Adică până când tu împreună cu fetele, cu Cristina și cu Măriuca, pe care le și salutăm de altfel, vă veți putea relua viața cum a fost până acum 2-3 săptămâni? Da, noi sperăm că într-o lună de zile să se intre totul la normal, pe un făgaș normal, sperăm. Germania, ținând cont de totuși știm toți, este Germania. Cu toate că Merkel a spus 20% din industria a căzut și va cădea, va fi un haos. Crede-mă, Doru, că atunci cred că a fost un copil mic, era ceva minuscul era față de ce o să fie acum. Deci acum o să fie un haos total, toată lumea asta. Eu nu am înțeles lucrurile astea, de ce în 2008 criza a dat în Italia, de ce a dat în Spania. Și bineînțeles și în alte țări, dar foarte tare în Italia și în Spania. La fel, acum Italia și Spania sunt foarte afectate. Dar noi sperăm că totul va fi ok, ținând cont că Germania totuși este Germania. Din ceea ce îmi spui tu, tu ești mult mai îngrijorat de ceea ce o să fie după perioada asta de autoizolare, de stat acasă, de redus programul, decât de coronavirus în sine. Exact. Deci coronavirusul este clar un virus, o gripă. Panica este foarte mare. Este ok, dar ce o să întâmple după o să fie un dezastru, mai ales, cu părere de rău, trebuie să o spun, pentru România. Mai ales pentru România. Ce mesaj le transmiți celor de acasă, prietenilor pe care îi ai aici în bazinul Dornelor, în oraș, și celor care te cunosc? Pentru că tu ai plecat de aici având o afacere și un nume pe care toată lumea le știa. Un singur mesaj scurt vreau să le trimit. Stați în casă!
Atât. Mulțumesc tare mult, a fost de lângă Regensburg, din regiunea Bayern, Florin Țiganetea, un dornean plecat de mai bine de 6 ani. Am aflat, iată, cum se resimte în această perioadă autoizolarea. Sper să ne auzim cât de repede și cu vești mai bune, Florine. La fel, vă urez și eu multă sănătate și aveți grijă de voi. Orion FM, vocea Dornei.